toate că astăzi a fost prima dată în acest an când avocatul poporului a venit la DEVA pentru a oferi consiliere persoanelor care își caută dreptatea în instanță de mai mulți ani, numărul hunedorenilor prezenți a fost mai mare decât era anunțat inițial. Astăzi aveam înscriși 5 persoane la audiențe, dar după cum ați văzut și dumneavoastră sunt mai mulți, poate dublu. Problematica sesizată este diversă. Acum trebuie spus faptul că avocatul poporului intervine în situația în care se constată încălcări ale drepturilor cetățenilor prin acte ale autorităților administrației publice. Acum, petenții vin cu tot felul de probleme, multe dintre ele nefăcând obiectul de activitate al instituției. Domnul Vasile din Comuna Criscior a venit astăzi la avocatul poporului cu câteva probleme care speră el vor fi și soluționate. Pentru prima dată și am 3 probleme de ridicat. Una este că avem lege pentru despăgubirea celor care au fost cu bani depuși pentru autoturisme și au transferat de la CEC la Banca de Investiții. Pentru cei de la CEC s-a dat despăgubire, s-au dat despăgubiri că 5.000 de euro, am înțeles. Și pentru noi de la Banca de Investiții nu ni s-a dat, deși există legea dată din 2008. De asemenea, o altă problemă ridicată de hunedorean este aceea vis-a-vis de faptul că trebuie încheiate asigurări pentru locuințe în cazul unor catastrofe naturale. Ce părere are domnul Vasile despre acestea? Suntem obligați să facem asigurare obligatoriu de 10 și de 20 de euro pentru alunecări de teren, inundații și cutremure. În anumite zone aceste 3 fenomene nu există. Mai bine îi spunea atunci asigurare de solidaritate. Dar solidaritatea atunci ar trebui să fie și pentru noi care suntem în aceste zone în care nu există alunecări de teren, nu există cutremure și inundații. Pe parcursul anului trecut, aproximativ 120 de hunedoreni au apelat la sprijinul avocatului poporului.